Ilie Balaș s-a născut pe 8 septembrie, însă părinții l-au declarat 5 zile mai târziu, pe 13. Balaș ar fi împlinit 65 de ani. Minunea blondă s-a stins din viață acum 3 ani. Ne petreceam oricum, adică de 8 și de 13. Îi plăcea parizerul, îi plăcea ciolanul cu fasole, mult de tot. Îi plăcea muzica sârbească. Lorena Balaș a plâns și pentru Ivan Pațachin. Pentru tata, Ivan Pațachin era totul. Adică era sportul românesc. Cum a fost Ivan, a fost mult prea mare pentru țara asta. Nepotul fotbalist al lui Balaș, Atanas, visează să ajungă și el idolul Olteniei. Cei de la Națională n-au ochi pentru Atanas nici acum, la 17 ani. Și dacă nu-l vom vedea niciodată la Național, pentru mine nu e o problemă. Poate să îl vândă Mihai Rotaru pe multe milioane de euro, pentru mine asta este important. Fratele lui Atanas, Hristu, e actor la Teatrul din Brașov. Hristu mi-a promis că la premiile Gopo, când va fi invitat la premiile Gopo, va merge cu mine.